Accident cumplit seara trecută pe drumul național 54 în afara localității Vișina. O căruță în care se aflau o mamă și fiul său a fost lovită în plin de un autoturism. În urma impactului, femeia de 73 de ani și fiul ei de 47 de ani au fost răniți, fiind transportați la Spitalul Municipal Caracal. Din păcate, la scurt timp după accident, femeia a decedat. În cursul nopții trecute și fiul acesteia s-a stins din viață. În eveniment a fost implicat un autoturism condus de un bărbat în vârstă de 28 de ani și un atelaj Hippo în care se aflau două persoane, respectiv un bărbat în vârstă de 47 de ani și o femeie în vârstă de 73 de ani. În urma coliziunii, cele două persoane din atelajul Hippo au necesitat îngrijiri medicale, fiind transportate la Spitalul Municipal Caracal, unde ulterior au decedat. Potrivit anchetatorilor, autoturismul care a lovit mașina tocmai efectuase o depășire, iar la revenirea pe bandă nu a păstrat distanța regulamentară și a intrat în căruța care circula în fața sa. În urma accidentului și șoferul a avut nevoie de îngrijiri medicale. Polițiștii îl cercetează acum pentru fapta sa. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. Acesta a acuzat o stare de rău, fiind transportat la Spitalul Municipal Caracal. În cauză, polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă, fiind continuate cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul. Conducătorul auto a fost transferat ulterior de la Spitalul din Caracal la Spitalul Județean de Urgență Slatina. Polițiștii spun că șoferul nu se afla sub influența băuturilor alcoolice. Ancheta continuă.